Bună ziua, prieteni! Am venit și eu la muncă să-mi ajung niște prieteni. Cu Nastie suntem la țară. Ia, Nastie, te rog frumos să le arăt la prieteni cum muncesc eu. Să vedem, prieteni, cum muncesc eu. De la tractor trebuia să urci. Da, unde urc eu sus pe apaie? Stai să urc. Să urc sus, prieteni. De la tractor, da, mă, de aici. Sunt bine. Prieteni, sunt bine. Uite, cum muncesc eu la țară. Vedeți, prieteni? Trebuie să iau de aici, din tractor, să iau să pun acolo, sus. Vedeți? E foarte frumos, o să am amintire aceea. Trebuie să-l adun așa, prima dată. Adunăm așa. Prieteni, ce ai mai făcut și voi? Vă mulțumesc pentru mesaje frumoase, prieteni. Am văzut că vă uitați la noi. Vă mulțumesc. Prieteni, trebuie așa prima dată să strâng pe asta, Nastie. Da, dar tu nu știi să iei fânul. Ai venit să ajungi și nu știi să faci nimic. Bă, da, mă. Cum să nu știu? Geni la ajutor aici, să ajut oameni. Uite. Eu nu știu. Pă, părinții mei erau... Bunica mi-a plecat cu cai. Uh-huh. Avea cort. Am trăit mai mult în cort. Nu am trăit în casă. Cum e acum cășile. Am trăit mai mult în cort, prieteni. Cum crezi? Vezi că pot să pun. E foarte frumos. Eu mai mult la cort am trăit. Bunica mi-a umbrat cu mine cu căruța. Am umbrat cu bunica mea. Mi-a povestit bunica mea multe. Că eu am crescut în cort. N-am crescut în casă. În casă n-am crescut. Nu mai pune să trebuie să le așează om. Păi cum? Acolo nu pot să urc sus. Domnul să urcă. Ce crezi asta? Că e mai bine la țară. Vezi? Știi că mie îmi place. Atâta ești de bună, de spică și furca din mână. Vedeți că fac treabă. Cum credeți? Eu nu știu să muncesc? Ha? Prima dată așa să strâng mai mult. Așa. Am pălăria asta, dar nu mă arde soarele. Prieteni. Pălăria asta nu mă arde soarele. Vezi că știu. Hai, Dana, dă-te jos. De ce să mai fac? Până vine domnul, ajut și eu. Nu fac și o minute. Uite, s-a luat la prieteni, nimic cum fac eu aici. Da, uite. Uite ce de bine să muncești. Mamă, ce de bine la
la fân. E foarte frumos, prieteni. Foarte frumos. Aș dormi aici, dacă aș bea niște fân să dorm. Vino să ești tu mai aproape. Puneai fân, uite, ai fân, nu dormi. Aș dormi aici, am fân. Ce mai frumos să stai la fân, să dormi. Uite, craii făcuți. Craii sunt făcuți să le am. Mai am pe asta să fac, prieteni. Și am obosit, dar nu-i nimic, că ăsta e sport. Nu-i nimic, am obosit, e sport. Vedeți? E foarte frumos. Prieteni, v-am văzut mesajele foarte frumoase. Vă mulțumesc și pentru mesajele urâte, vă mulțumesc pentru tot. Asta e Anca, vezi pe unde sunt. Andreea, vezi că am venit la muncă? Să vadă, mă vadă fetele. Nu mai frumos ai gărzi cu că... Poți fi mult să... Prieteni, asta a fost pentru astăzi. Și, prieteni, vă mulțumesc frumos pentru tot, pentru mesajele frumoase, prieteni. Și multă sănătate, prieteni, să vă dă Dumnezeu și o zi bună să aveți. Sunt tare obosită, nu mai pot, prieteni. Sunt tare obosită. Vă mulțumesc. Pa! Sără bine să aveți! Bună ziua tuturor! Suntem la mănăstire. Deci noi venim întotdeauna, prieteni, să aducem la mănăstire aici cartofi, ce avem și noi prin mașină, prieteni. Bună ziua, bună ziua, prieteni! Am venit aici să aducem la bătrâni aici, că aici e și biserică și sunt și de ăștia creștere, nu știu cum e să zice, dă, dar mai dă și mie aici. Da, închide tu ușa. Am venit să mai ajutăm și noi la biserică aici. Noi întotdeauna, prieteni, venim să aducem. Întotdeauna, fiecare an, prietena, vin aici la biserică. E cea mai biserică frumoasă. Adică să văd dacă pot să le iau. Așa, am legat și eu într-o mână. Foarte frumos aici, prieteni. Cum merge în astea. Foarte frumos. Bună. Ziua. Hai, prieteni, aici suntem la biserica cea mai frumoasă mănăstire din Gara Seveni, Botovici. Venim și că noi venim întotdeauna cu delegurii. Unde le pun, doamna? Am pus ăștia aici, că nu mai putut de mână. Prieteni, întotdeauna venim, nu ne lăudăm. Sunt mulți oameni, aceia bătrâni. Sunt oameni mulți. Sunt și oameni pe cărucioare. Foarte frumos. Mă duc să mă uit și în biserică, să filmez pentru voi, prieteni. Hai în biserică! Hai, gata. Dar nu-i părintele aici, să ce vii la el în cameră. Vă
Vedeți, prieteni, ce mănăstire frumoasă. Puteți să veniți și voi. Prieteni, nu mai vin de anul trecut aici. E foarte frumos anul ăsta aici. Nu mai am venit. Și mai aducem și noi, prieteni, ce avem și noi. Pentru sănătate, prieteni. A revenit, prieteni, acum plecăm. Plecăm, prieteni, eu sunt cu domnul Lasie. Salut, prieteni, salut. Pe unde coborâm, prieteni? N-am unde să pun telefonul, o să-mi iau din ăla pentru telefon. Să pun telefonul. Foarte frumos scrie, prieteni, am văzut mesajele. Mamă, prieteni, n-am să vă arăt pe unde coborâm, să vedeți. Prieteni, nu știu dacă mai văzurăți, dar noi... Ține camera dreaptă, așa. Cum ți-ai? Păi nu, eu pus-o cu fața, ca să mă filmezi și pe mine. Am pus cu fața, ca să mă filmezi și pe mine. Am bătrânit, prieteni, de la supărări, de la prea mult stres, prea multe supărări, prieteni, am bătrânit, cum să spun. Nu mai pot de obosit, am refăcut, am muncit la paie, am făcut fânul și nu mai... Unde la paie? La baie? La fân, am muncit la fân. La fân, dar nu la baie. Mă, la paie, paie-i trebuie să-i. Fân. Da, prieteni, văzurăți că am făcut și eu treaba acolo, m-a ajutat și eu pe o doamnă. Am fost în vizită mai pe la niște oameni. E foarte frumos la țară. Și, prieteni, vă mulțumesc, prieteni, pentru tot, pentru mesajele frumoase și multă sănătate, prieteni.